Dacă PDL, care sprijină pe Traian Băsescu, cel mai mare comunist dintre cei care au candidat anul acesta la președinție, ar ajunge președinte, soarta Partidului Național Liberal ar fi într-adevăr grea. Dar suntem convinși că românii nu se mai lasă păcăliți sub nicio formă de promisiuni, de minciuni și de tot felul de manipulări securiste. Traian Băsescu se află în acest moment într-o stare de agonie. Am văzut zilele trecute la Suceava 20 sau 10, 20, nici nu știu câți erau, de tineri, unii băuți, alții treji, care au ieșit cu steaguri, cu simbolurile României în centrul municipiului Suceava, scandând jos comunismul. Săracii acei tineri nici măcar nu știau împotriva cui scandează, împotriva lui Băsescu sau, știu eu, a unui comunist. Săracii acei tineri nici nu știau cum arată un comunist. Pentru că în momentul de față comuniștii vin, fac și asta îi transformă în băieți de gașcă, de chioșc, adică de ai noștri. Cum scriem asta? Nu este nu este Moș Crăciun, nu este Moș Nicolae, este un comunist travestit în Moș Gerilă.